Medicii care au fost de gardă au muncit la foc automat în perioada sărbătorilor de Paște. 1226 de prezentări, din care internări 281, ceea ce, din punctul nostru de vedere, reprezintă totuși un procent mic. Camera de resuscitare a fost 30 de prezentări. Numărul de prezentări este mai mare decât anul trecut, cu aproximativ 12%. Ministrul Sănătății Raed Arafat dorește să introducă în toate unitățile medicale o zonă gri. Aici vor sta pacienții care au nevoie de îngrijire mai mult de 3 ore. Proiectul pilot va fi finanțat din fondul de urgență al Ministerului Sănătății. Toate unitățile de primire urgență din țară se confruntă la ora actuală cu aceeași supraaglomerare și dificultate în a rezolva fluxul pacienților, în sensul că uneori pacienții nu pot fi preluați imediat. Sunt cazuri care trebuie evaluate și care stau în urgență, așa cum se știe, 10 ore, 12 ore, până la 24 de ore. Problema în unitatea de primire urgență este însă spațiul. Pacientul care necesită consult și cardiologic și neurologic să stea într-un pat și să fie cineva care să gestioneze cazurile, această zonă ar trebui să fie o zonă cu paturi, în jur de 20 de paturi. Ceea ce, din punct de vedere al suprafeței, ar însemna cam un minimum de 200 de metri pătrați. Suntem în căutarea acestor spații.